În Biserica Acoperământul Maicii Domnului a Parohiei Ortodoxe Române Romanovca Cornești, protopopiatul ungheni ce aparține de Arhiepiscopia Chișinăului, a fost oficiată sâmbătă 22 mai 2021 Sfânta Liturghie de către Înalt Preasfințitul Părinte Petru, Mitropolitul Basarabiei, alături de un sobor de preoți și diaconi. Slujba a fost săvârșită cu prilejul sărbătorii aducerii moaștelor Sfântului Ierarh Nicolae la Bari pe stil vechi. La orele dimineții, Înalt Preasfințitul Părinte Petru a fost întâmpinat în fața măreței clopotnițe ștefaniene, înălțată în incinta așezământului parohial. Înalt Preasfinția sa, împreună cu slujitorii Sfântului Altar de pe ambele maluri ale Prutului, s-a îndreptat spre Sfântul Locaș ocrotit de Maica Domnului. Aici, în prezența credincioșilor din satul Romanovca și a celor din alte sate învecinate, Mitropolitul Basarabiei a oficiat Sfânta Liturghie. Răspunsurile la strană au fost oferite de corala Mitropoliei Basarabiei. Din soborul preoților au mai făcut parte arhimandritul Nicodim Gheorghiță, starețul mănăstirii Hadâmbu, protosinghelul Iorest Goraș, secretarul mănăstirii Hadâmbu și părintele Vasile Alcaz, protopop de Ungheni. În cadrul Sfintei Liturghii, diaconul Grigore Mihai a fost hirotonit preot pe seama parohiei Sinești, protopopiatul Ungheni. Mă rog de mă iertați! Poruncește înalt preasfințite stăpâne, pe cel ce ne se aduce înainte, prea vinci, hirotonit preot. Grigore, în preot să ne rugăm, dar pentru acesta, ca să vină peste el harul întru tot Sfântului Duh. Pace și pentru mântuirea sufletelor noastre, Domnului, să ne rugăm pentru pacea toată lumea, pentru bunăstare Sfintelor, pe Zemțire și pentru mântuirea tuturor, Domnului, să ne rugăm. Dignus ești! Dignus ești! Dignus ești! Dignus ești! La momentul împărtășirii, numeroși copii îmbrăcați în costume naționale au primit trupul și sângele Mântuitorului Hristos. Programul liturgic a continuat cu slujba de Tedeum pentru toți cei ce și-au serbat onomastica. La final s-a cântat mulți ani trăiască pentru cei aniversați. Împlinește spre slava ta toate bunele dorințele ale credincioșilor, robilor tăi, omageatul, protoiereul Nicolae,
și arată spre noi, spre toți, mila ta cea bogată. Părintele protopop Vasile Alcaz a apreciat osteneala pe care părintele paroh Nicolae Tvertostup a depus-o la ridicarea bisericii și clopotniței din satul Romanovca. Menține un sfânt locaș primit de la strămoșii noștri în zile de astăzi este foarte greu, dar cu atât mai mult că dânsul a început de la temelie, de la prima pietrăcică și atât că până în prezent a adus la acea stare frumoasă a bisericii. De aceea trebuie să mulțumiți în primul rând Dumnezeu pentru că aveți un așa preot, un așa paroh care vă îndrumă, vă ajută și vă arată calea spre mântuire. Despre jertfa și dragostea Sfântului Ierarh Nicolae a vorbit apoi înalt preasfințitul Petru. În același timp, înalt preasfinția sa l-a încurajat pe părintele paroh în misiunea încredințată. Nicolae, făcătorul de minuni, a ajutat oamenii săraci în acele timpuri, în acei ani grei, ca și atunci nu era atât de ușor, mai ales începându-se de la Sfântul Constantin cel Mare, care a dat libertate creștinilor și care l-a scos și împreună de la închisoare. Știu că ziua nașterii lui, cam aproximativ, a fost la 270. Așa spune tradiția, așa spune și părintele păcurarul, Dumnezeu să-l odihnească că nu mai este printre noi, care a alcătuit predici frumoase și simple și istorice pentru înțelesul oamenilor. Că noi nu putem să vorbim predici în teologie pe care credincioșii simpli nu înțeleg, nu înțeleg teologia. De aceea noi îți dorim, Părinte dragă, mai departe să mergi tot așa. Că de multe ori Sfântul Ierarh Nicolae s-a trimis darul. Adică în sensul acela ca să poți și aceste lucrări ale bisericii să le aduce la bun sfârșit. Noi și eu personal te port în suflet și de multe ori te-am apreciat și de multe ori am spus și la alții să iei pildă de la frăția ta. Dar nu ne rămâne ca Dumnezeu să ne zestreze cu multă răbdare. Pentru că dacă nu avem răbdare, vine și despre calitate și înțelepciune, atunci lucruri multe nu putem face. Dar prin răbdare veți câștiga sufletele altora. Veți mântui nu numai a noastră, ci și a altora creștini care vor lua pildă de la noi. De aceea, astăzi, am decis așa ca să te onorăm cu unele daruri ale Metropoliei. Dragă Părinte, fiindcă este și ziua ta, adică ziua acelui sfânt care l-ai primit de la botez. Știu că Bunul Dumnezeu te-a învrednicit cu multe daruri. Pe unde, pe lângă acele daruri vrednice pe care le ai, ne-am învrednicit și noi de multe ori pe lângă frăția ta și de multe ori am luat pildă
din ceea ce faci aici, nu numai cu lucrarea aceasta dumnezeiască a bisericii și cu lucrarea credincioșilor care ne este dată nouă de a-i sluji, de a-i îndruma la lucrurile cele bune și frumoase. Arhimandritul Nicodim Gheorghiță, principalul ctitor al clopotniței parohiei Romanovca, și-a exprimat aprecierea pentru osteneala pe care o depune părintele paroh Nicolae Tverdostup, iar apoi i-a oferit părintului mitropolit Petru un engolpion și o cruce pectorală. Părinte Nicolae, într-adevăr, bine a spus în prezența voastră, este o pildă vie și de dat exemplu atât de smerenie, tărnicie, dărnicie, față de Dumnezeu, dar și față de biserică și aproape. Tot timpul am îndrăgit acest părinte, fiind un bun gospodar, un bun gospodar și un bun preot slujitor, să spun așa. În aceste vase știu că suferă foarte mult, foarte mult. Puțin preoți am întâlnit eu ca monac de peste 35 de ani, 31 de ani, să spun așa, să meargă în casa credinciosului, să roage să vină la biserică. Dar nu mergând așa doar cu cuvântul, ci cu daruri, din puținul care îl dărește milostivul Dumnezeu, dărind daruri, cuvânt dulce, blând, cum este Părinte Nicolae, și se bucură atât de mult când vede în biserică credincioșul la Sfânta Liturghie. O mare dar aveți, oameni buni. V-am mai spus câteva ori și vă rog în numele Maicii Domnului, fiți aproape de Părintele Nicolae, fiindcă vedeți că cu mânuța lui, cu sudoarea lui, a familiei și a unor buni creștini, puțin cei care frecventează, să spunem, biserica. Mitropolitul Basarabiei a mulțumit arhimandritului Nicodim pentru sprijinul pe care îl acordă bisericii din Romanovca și a oferit crucea Mitropoliei Basarabiei pentru clerici. Nu, fără de stare să nu iubești, că nici eu. Niciodată nu iubesc că fac ceva să mă laude cineva. Adică nu pot accepta laudile așa în public, dar ales când facem ceva pentru biserica, ajutăm biserica, l-ajutăm pe Dumnezeu. Cine ajută biserica, l-ajută pe Dumnezeu. Așa și părintele Stareț. El și de acum înainte va ajuta aici, că ați văzut clopotnița, părinte drag, ai pus-o în vârful dealului. Și ai avut probleme și cu poliția, că ai pus dealul. Ai avut probleme. Dar bine, părinte, că pe la asta am trecut și eu. Numai la închisoare n-am stat, dar toate celelalte le-am îndurat. Timp de 30 de ani de acum. Și întotdeauna, așa cum și frăția ta, întotdeauna le-am primit, nu le-am luat cu ură, dar am avut grijă de ele și am păstrat toate lucrurile acestea, le-am păstrat pe rugăciune. Părinte Stareț, eu vă mulțumesc mult că l-ați ajutat pe părintele și bine, la noi este multă sărăcie. Ordinul Ștefan cel Mare a fost acordat apoi de către înalt preasânția sa, părintelui paroh Nicolae Tverdostup. Vera Buga, primărița orașului Cornești, a acordat câte o diplomă de gratitudine înalt preasânțitului Petru, arhimandritului Nicodim Gheorghiță și părintelui paroh Nicolae Tverdostup. Vă spun că pentru mine personal a fost o sărbătoare cu emoții la lacrimi, o sărbătoare de nedescris și care rar noi avem așa oaspeți în teritoriu. Din numele comunității, eu vreau să vă aduc mulțumiri pentru faptul tuturor feților bisericești, pentru faptul că vă rugați pentru noi, pentru iertarea păcatelor, pentru sănătatea noastră și pentru bunăstarea noastră. Dar vin din partea administrației publice locale cu câte o diplomă de gratitudine prin care ne exprimăm mulțumirea și recunoștința față de înaltul preasfințitul Petru, mitropolit al Basarabiei și exarh al Plaiurilor, pentru susținerea și stăpânirea parohiei ortodoxe române, acoperământul Maicii Domnului din satul Romanovca, precum și pentru dăruirea, implicarea și entuziasmul de a susține comunitatea. Pe starețul mănăstirii Cadimbu, arhimandritul Nicodim Gheorghiță
Știu că dumneavoastră ne susțineți și ne finanțați construcția clopotniței bisericii, acoperimentul Maicii Domnului, precum și pentru dăruirea și implicarea, entuziasmul de a ajuta constant familiile creștine din localitate. Vă mulțumim pentru faptul că sunteți mereu alături de noi. Din numele administrației publice locale venim cu mulțumire, prin care iarăși ne exprimăm întreagă recunoștință față de parohul bisericii din satul Romanovca, Tvrdostup Nicolae. Pentru înaltul profesionalism, pentru dăruire, pasiune și entuziasmul investit în lăcașul sfânt din localitate, dorindu-vă ca pacea și liniștea să domnească în familia dumneavoastră, să ne fiți și în continuare un exemplu de tată milostiv, prieten adevărat și preot evlavios, cum v-am știut până acum. Să ne adune bunul Dumnezeu sărbătoare de sărbătoare la Sfânta Biserică, ca să ne umpleți mintea și sufletele de înțelepciune și frumusețea credinții noastre ortodoxe. Iar prin predicele pe care ni le spuneți la fiecare slujbă, să ne întărim în credință, ca să ne ducem crucea vieții cu dragoste și smerenie. Având-vă alături ca dascăl, socotim că suntem binecuvântați de Dumnezeu. Ne bucurăm mult privind cum la fiecare predică inima o dăruiți lui Dumnezeu. Vă mulțumim că ne oferiți învățături înalte, ne dați sfaturi duhovnicești și ne treziți dorința de a ne apropia de Dumnezeu. Cu respect, comunitatea orașului Cornel, vă dorim sănătate, să aveți în casele dumneavoastră bunăstare, liniște, pâine pe masă, prieteni dragi și scumpi alături. Pentru grija permanentă arătată față de comunitatea parohială din Romanovca, primărița Vera Buga a primit din partea părintelui stareț al mănăstirii Hadâmbu o icoană cu Maica Domnului. Cu multă emoție și bucurie, părintele paroh Nicolae Tvrdostup și-a arătat recunoștința față de toți cei ce au fost alături în anii de slujire, de misiune și de jertfă. Mulțumesc din suflet pentru că sunteți astăzi alături cu noi la așa audiție frumoasă care îl avem în mijlocul nostru prin alt preasfințitul Mitropolit Petru. Cu 16 ani în urmă am binecuvântat locul bisericii în satul Romanovca și au trecut deja mulți ani. Clopotnița, cu 10 ani în urmă, în 2011, la 7 aprilie, s-a binecuvântat prima piatră pentru temelia clopotniței. Au trecut deja 10 ani. Din lipsa banilor am staționat puțin, dar vedeți că sunt oameni de bună credință care ne-au dat o mână de ajutor, care îi mulțumim mult părintelui stareț de la Hadâmbu, care a venit cu 3 ani în urmă în parohia noastră. Ne-a dat o mână de ajutor ca să ridicăm această frumoasă clopotniță și ajutorul și dumneavoastră, pentru că am început-o cu dumneavoastră. Mulțumim din suflet tuturor din sat și oameni străini care de bună credință au dat bănuțul ca bunul Dumnezeu să-l primească în ceruri, să vă răsplătească, să vă dăruiască mult, mult sănătate. Doamne. Rugăciunile înălțate și harul revărsat peste parohia ortodoxă română Romanovca, de unde se pot observa câteva dintre colinele Iașului, vor rodi în viața credincioșilor din această parte a Basarabiei. Maica Domnului, ocrotitoarea satului, împreună cu Sfântul Ierarh Nicolae, vor mijloci înaintea tronului Preasfintei Treimi pentru ca lucrarea duhovnicească deosebit de grea să rodească în viața enoriașilor.